Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la Start Alert. Ei bine, ieri a fost zi de sărbătoare. Pe 8 noiembrie, creștini ortodoxi nu-i prăznuiesc doar pe arhanghelii Mihail și Gavril, ci pe toți îngerii păzitori. Sărbătoarea se numește Soborul Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril și al tuturor celeștilor puteri. Potrivit reprezentanților bisericii, îngerii sunt duhuri slujitoare, adică ființe fără de trupuri, care îi slujesc lui Dumnezeu. Totodată, sfinții îngeri sunt prieteni și ocrotitori ai noștri, dar mai multe detalii aflăm din materialul următor. Începe pontul zilei. Este foarte importantă pentru că noi astăzi, în ansamblu, prăznuim pe îngerii noștri păzitori. Dar, după cum ne spune Sfântul Dionisie Pseudo-Areopagitul, în ceruri sunt 9 cete de îngeri. Între aceste 9 cete de îngeri este și ceata arhanghelilor. Între cei mai cunoscuți, pentru că din Scriptură reies 7 nume ale arhanghelilor, cei mai des întâlniți în viața noastră, arhanghelul Mihail și arhanghelul Gavriel. Arhanghelul Mihail este cel care, după căderea omului în păcat, cu sabie de foc străjuie intrările în rai, pentru ca nu cumva Adam și Eva să se mai întoarcă din locul pe care, prin voință liberă, l-au părăsit. Și au atras după ei, cum ne spune Sfântul Apostol Pavel, a intrat păcatul în lume, prin păcat a intrat moartea. Și ei ar fi vrut să se mai întoarcă, dar nu s-a mai putut. Iar Sfântul Arhanghel Gavriel, la fel este foarte, Gavriel, este foarte des întâlnit ca nume și oamenii au un cult pentru că el este cel care a binevestit Sfântului preot Zaharia, că preoteasa Elisabeta va naște la bătrânețe, dincolo de barierele biologice, va naște fiu și tot el este cel care cu crinul în mână vine la Maica Domnului și îi spune că îl va coborâ pe Dumnezeu din cer. Maica Domnului a fost temătoare, dar până la urmă a spus, fie mie după voia Domnului. Știu că astăzi sunt milioane de români care își sărbătoresc numele. Cu permisiunea dumneavoastră, aș vrea să lansez o urare către toți să nu-L uite pe Dumnezeu, să nu-și uite îngerul păzitor, pentru că fiecare dintre noi creștini, atunci când Părintele ne botează numele Preasfintei Trăimi, primim un înger păzitor. Iar acest înger păzitor veghează asupra noastră cu o singură condiție, ca noi să-L ținem în preajmă. Pentru că sunt foarte mulți oameni care, datorită voinței libere, săvârșesc păcate și atunci îngerul nu poate să mai rămână în preajmă, pentru că noi îl îndepărtăm. De aceea, eu îi rog să nu uite acea frumoasă rugăciune, înger, îngerașul meu, ce mi te-a dat Dumnezeu, și să o rostească. Chiar dacă avem o vârstă venerabilă și noi avem un înger, nu doar copii, dar mă bucur să văd acei copii cu chip nevinovat, care stând în genunchi privesc la icoană și imploră venirea îngerului lui păzitor. Deci tuturor celor care poartă numele Sfinților Arhanghel, noi le urăm, iar Bunul Dumnezeu și Sfinții Arhanghel să-i ocrotească. La mulți ani tuturora! Eu le urez tuturor sărbătoriților multă sănătate, fericire și tot bine de nume. Eu nu am, decât tatăl meu e decedat, să-l ierte. Să vă rugați pentru... Da. Și în rest vă doresc și dumneavoastră multă sănătate și tot bine de nume. Da, eu sunt. Deci, la mulți ani. Să rămână, deci chiar eu sunt. Și am venit la biserică și toate cele care... Și cum sărbătoriți după aceea? Sinceră să fiu, nu știu. După ce plec... A fost felicitată până acum? Da. De dimineață, chiar de la prima oră, de la ora 5, că așa mă trezesc în fiecare dimineață. Ce vă doriți de ziua dumneavoastră? Sănătate și putere și pace pentru toată lumea. Vreau să vă întrebăm dacă aveți sărbătoriți în familie astăzi. Da, doi. Și i-ați sunat să-i felicitați? Nu, am venit întâi la slujbă. Am pe fiimea, care o cheamă Gabriela, și pe nepoata Mihaela. La mulți ani. Să rămână... Ce le urați? Să fie sănătoase, să fie soacre. Mulțumim foarte mult Nicoletei Bărbuceanu pentru acest material interesant. Noi continuăm acum și trebuie să vedem ce ne rezervă astrele. Tocmai de aceea, colega mea Anda Constantin ne aduce horoscopul. Te urmărim, Anda. Bună
dimineața! Haideți să vedem împreună ce ne rezervă astăzi astrele. Berbec, te adaptezi foarte repede locurilor în care mergi, însă astăzi nu te simți capabil să te întinzi la discuții pentru a cunoaște mai multe despre oamenii noi din jurul tău. Pur și simplu nu vrei și nu trebuie să fii lăsat în pace. Taur, ai momente în care te concentrezi prea mult asupra ceva din copilărie, risci să devii nostalgic și să nu mai poți să te concentrezi asupra muncii. Lasă amintirile pentru timpul liber. Gemeni, ești într-o pasă bună, sociabil, amabil și drăguț cu cei din jur. Chiar și tu te întrebi ce s-a întâmplat de te simți așa de bine. Nu contează motivul, ci doar ceea ce se întâmplă. O să fii mândru de realizările tale de astăzi. Rac, cel mai bine te simți acasă, abia aștepți să fugi de la locul de muncă și visezi cu ochii deschiși despre momentul în care o să te întinzi în patul tău. Nu îți poți focaliza atenția pe nimic altceva. Leu, este o zi plină pentru voi și astăzi, cu toate că vă focusați mai mult pe muncă, spre seară o să luați o cină în familie. Fecioară, astăzi vei avea parte de mai multă liniște și vei petrece în sânul familiei, o zi bună pentru a face față activităților ceva mai grele. Balanță, te simți slăbit și nu prea ai chef să faci nimic. Păstrează-ți ultima energie pentru mâine, când se va întâmpla ceva important și trebuie să fii în formă. Scorpion, casa personalității va fi influențată de lună. Trebuie să te aștepți la schimbări bruște de atitudine. O să-i bulversezi pe cei din jur din cauza modului în care te vei comporta. Săgetător, te simți foarte legat de natură și intenționezi să mergi la munte sau într-un alt loc unde să te simți bine. Ai o poftă nebună de drumeții. Mai rămâne să-ți convingi partenerul de viață să te însoțească. Capricorn, te enervezi foarte ușor, însă atunci când realizezi că ai exagerat, îți vei cere scuze imediat. Astăzi o să greșești față de cineva drag, însă seara o să găsești o modalitate inedită pentru a-i demonstra că îți pare rău. O să vă înțelegeți mai bine ca înainte. Vărsător, ești concentrat la tot ceea ce se întâmplă în jurul tău, dar nu ai chef de vorbă. Eviți discuțiile pornite la birou, iar seara îți închizi telefonul. Ai nevoie de puțină liniște. Pești, ai parte de armonie în cadrul relației de cuplu, se întâmplă ceva ce se vor apropia pe tine și pe partenerul de viață, parcă ai mai mult chef de muncă după aceea. Horoscopul a ajuns la final, eu sunt Anda Constantin și vă aduc aminte că orice ți-ar rezerva astăzi astrele, tu nu uita să zâmbești. Pe curând! Anda Constantin, mulțumim foarte mult, doamnelor, domnilor, începe acum CafeTNT prezentată de colegii mei Bubanu și Pali, care vin să comenteze cele mai interesante informații din Prahova, Dâmbovița și Buzău. Salutare, băieți! Neața, neața, salutare Cristi, salutare prieteni, suntem Bubanu și Pali. Bună dimineața! Gata, de treabă, de muncă! Uite, colegul, eu am cașchetă, vezi? Da. În fiecare zi. Și asta păi este vorbim mult despre șantierele patriei. Păi da. Ar trebui să venim cu de-astea, niște căști de-astea de protecție a muncii, de ceva de genul ăsta. Toată țara e un șantier. Cu reflectorizante, inclusiv prin Ploiești, se circulă pe anumite trosoane esențiale. Din punctul meu de vedere. De exemplu, Cantacuzino. Cantacuzino, da. Mare fel. Oamenii s-au gândit să sape peste noapte o groapă la jumătatea unei intersecții aproape. Asta e genul de lucru și mi se pare genul de lucrări pe care ori te apuci și le termini în două ore, ori nu te mai apuci de ele. Adică, da, mă rog, asta e. Trebuie să ne învățăm. Hai să ne apucăm de emisiune, coleg. Da. Că emisiune. Timpul trece, cum e aia, câinii latră, da. Ursul trece, ursul, o să vorbim noi în partea aia la altă. Cu ursul, ce îi se pregătește ursului sărac. Bun, deocamdată stăm pe Dâmbovița, dâmbovițapres.ro. S-au turnat cele trei straturi de asfalt pe calea București, principala cale de acces în Târgoviște, dinspre capitala României. Vorbim de un segment, da? Este bună, categoric, între comuna Ulbi. Ăsta e segmentul cuprins între comuna Ulbi și sensul giratoriu de la intersecția cu strada Petru Cercel. O suprafață de aproximativ 30.000 de metri pătrați, nici mult, dar nici puțin. E bine. Da. Au fost intervenții la drum prin turnarea trei straturi de asfalt. La trotuare, intervenții, a fost făcută, refăcută și o canalizare pluvială și au fost sistematizate intersecțiile. Urmează marcajele rutiere, realizarea racordurilor cu străzile adiacente și intervențiile la spațiile verzi, cât ori mai fi și alea. Da. Totodată, în dreptul benzinăriei, în locul trecerii de pietoni, va fi construită o pasarelă pietonală. Pe care, ca de obicei, nu va folosi nimeni. Sau, da. Sau tocmai de aia, trece unul cu câte un camion de la care depășește înălțimea
corespunzătoare și o ia cu totul. Valoarea acestui proiect este de 13.727.641,24 lei cu TVA inclus, dar din care suma de 9.609.627,21, vedeți că lucrăm la virgulă, absolut, cu TVA, va fi suportată de către municipiul Târgoviște, iar suma de 4.218.014,03 lei de data asta cu TVA este asigurată de către Consiliul Județean Dâmbovița în cadrul programului județean de dezvoltare locală. Păi, observăm, clar, 9 milioane cu 4 milioane și dau direct 13 milioane aritmetică simplă, da, niciun ban de la UE. Asta e concluzia, da? De, se poate. Păi da, bănuții mai vorbeam ori de la primărie, ori de la Consiliul Județean. Mai vorbeam în emisiune. Chiar nu exista posibilitatea să facem niște lucruri de infrastructură și înainte de PNRR, da, și înainte de Anghel Salin. Dar dumneavoastră sunteți de la UE. Nu? Dar nu sunt de la UE. Vreau să păstrați banii voi ăștia de la UE. Just din România. Lasă-ne dea bani UE, lasă așa, că e ok, bine, bine. Să ne dea. Hai, uite, pe al șantier ne-a șterg cizmele de noroi, ne-a schimbat salopeta, o luăm de la capăt, Prahova. Prahova.info.ro, Prahova cu nod între două autostrăzi. Legătura dintre A7 și A3 prinde deja contur. Dar legăturile astea prind contur, dar autostrăzile tot nu există. Lasă-mă, începem și noi cu legăturile. Ele se prind contur. S-au montat grinzile la nodul rutier de la Dumbrava, care va face legătura între autostrada București-Ploiești și autostrada Dumbrava-Buzău. Astfel avansează lucrurile pe lotul 1, Dumbrava-Mizil, al autostrăzii 7, iar sâmbătă 4 noiembrie, ultimele grinzi pentru nodul rutier de la Dumbrava, aflat la kilometru 0 al autostrăzii spre Moldova, au ajuns la destinație și au fost montate. Problema e că s-a tăiat și o panglică de asta, că erau foarte așteptate grinzile astea. Da, da. A venit și un pop, a sfințit pe acolo, cine mai era primarul și așa mai departe. Uite, avem o poză cu Dita mai grindă asta, una dintre ele. E grindălău. Grindălău. Așa, da. Avem frumos. Și niște poze, astea mai micuțe un pic, dar o să le vedem mai târziu. Da. Da. Deci astea erau așteptate. Uite, vezi, ele fac legătura între cioturile alea două de pod. Se vede cu ochiul liber. Da, se mai scrie aici că lucrurile pe lotul 1 al autostrăzii a 7, care începe în comuna prahoveană Dumbrava, continuă într-un rit susținut, iar progresul este unul vizibil, datorită tuturor resurselor angrenate de către constructori. Păi da, mă, încă o dată spunem, băieți, păi de-aia ei sunt acolo, sunt acolo că-s plătiți. Să facă lucrurile astea. Doroa, da. Zici că e un articol de ăla din Scânteia, pe vremea lui Ceașcă, știi, cam așa sună. S-au schimbat lucrurile, dar în esență, să știți, că au rămas aceleași pe aici, pe acolo, lucrurile esențiale, da. Da, uite, pe șantier, pentru a afla care este stadiul lucrărilor într-o zi de final de săptămână, așa, primarul comunei Dumbrava, Marian Apostol, s-a întâlnit cu stafful tehnic al proiectului respectiv, inginer Levente Noi, și cu responsabilul de montaj, domnul Monkey. Monkey. Ăsta, Monkey, pardon. Monkey. Așa cum îl cunoaște toată lumea. Băi, domnul Monkey ăștia zici că mâncă mici, beau o bere împreună acolo, mai glumesc ca băieți. Ce crezi că au făcut până au venit grinzile, da? Domnul Monkey, cum îl știe toată lumea, da? Păi nu știau cum îl cheamă. Cum îi cerul omul ăsta? Bă, noi aici pe șantier zicem domnul Monkey. Atunci așa îi spunem și noi în articol. Bun. Sunt oameni care alături de echipele pe care le coordonează, se mai scrie aici, în ciuda condițiilor meteo nefavorabile și într-o zi de weekend, erau sâmbătă 4 noiembrie în continuare motivați să finalizeze montajul grinzilor la nodul care face juncțiunea între A3 și A7. Chiar că mi-aduce aminte de... Îți dai seama, adică oamenii ăștia... De vremuri de mult a pus... Absolut! Ăsta, dar cum? Dar cât s-au sacrificat? În loc să stea în weekend, să vadă și un meci, să stea acasă... Normal. Soțiile, cu cine vor ei acolo, uite, ei stau și muncesc. Constructorul pe de-o parte, pe de altă parte primarul vine să facă ce-i primar, cu domnul Mochi, cu toată lumea, da, toți sunt la bucă acolo. Ciochi! Sunt cu atât mai mult de apreciat eforturile lor. Stai, mă, încă o dată, de unde e articolul? Așa. Te rog eu mult, stai puțin. Insist. Prahova Info. Prahova Info, da. Da, bun. Sunt cu atât mai mult de apreciat eforturile lor, având în vedere că au apărut unele probleme logistice la transportul grinzilor în șantier. Probleme soluționate cu ajutorul poliției Ilfo, care a făcut tot posibilul ca aceste grinzi să ajungă în timpul nopții de vineri spre sâmbătă în șantier. Da, probabil cei de la poliție Ilfo le-au dat deschidere. O mașină care să meargă în fața lor. Asta mă gândesc că s-a întâmplat altceva. Da. Ce problemă logistică. Dumbrava devine astfel singura localitate din județul Prahova, pe teritoriul căreia se află un nod rutier de legătură între două autostrăzi, București-Ploiești și Dumbrava-Buzău. Bravo. Da. Șantierul ăsta, autostrăzii A7, pare să fie benefic, pare. Se scrie aici, pentru comuna Dumbrava, datorită implicării primarului localității Marian Apostol. Deci, acum ne dăm seama. Deci doar datorită implicării domnului primar, proiectul e benefic, că dacă domnul primar nu s-ar fi implicat, dar nodul ăsta rutier tot s-ar fi făcut. Da. Acum, probabil că a insistat Marian Apostol să fie nodul la el.
Am cred eu că s-a întâmplat asta. Sunt prieteni, e clar, cei de la Prahova Info, atunci ne dăm seama cu ea Prahova Info? Da. Cu domn primar. Domn primar. E clar treaba. În vara acestui an, în 2023, 2,2 km de drum comunal au fost modernizați într-o colaborare dintre Primăria Dumbrava, Consiliul Local Dumbrava și firma, nu mai contează care nu-i dăm numele, partea asocierii care lucrează pe primul lot al autostrăzii Dumbrava-Buzău. Acum am văzut noi în articol, că e articolul mai mare, de la firma asta este domnul Mochi. Am înțeles. Da? Da, okay. Da. De altfel, firma respectivă și-a pus la muncă utilajele și pentru comunitatea locală din satul Trestienii de Jos, unde s-a îmbunătățit considerabil infrastructura rutieră pe sectorul ăsta despre care am vorbit. Hai să mai vedem din șantier. Mai avem niște grize aici. Nu știu dacă o fi și domnul Mochi în poză. N-am reușit să-l identificăm pe domnul Mochi. Pozele sunt un pic mai mici, ca așa au fost ele, da? Da. Da, dar se lucrează într-un list susținut. Da. Țara e un șantier, clar. Foarte frumos. Păi, poate îl vedem pe domnul Mochi în următoarea poză, că e mai, ia să vedem, da? Mai era una cu niște băieți acolo, trei, mai jos. Da, nu contează. Secretarul de stat, chiar, în Ministerul Transporturilor, Irinel Scrioșteanu, a anunțat stadiul lucrărilor de pe șantierul unde începe autostrada Moldovei, mai exact pe lotul ăsta, lotul 1, Dumbrava, Mizile, al autostrăzii Ploiești-Buzău. Pe lângă montarea grinzilor la nodul cu A3, se lucrează pe întregul corp al drumului, dar și la toate cele 15 structuri care se află în diverse stadii de execuție, de la realizarea fundațiilor până la montarea grinzilor prefabricate. Deci vrea și Scrioșteanu partea lui de imagine. Asta mă, că mă bag și eu pe aici. Normal. Trebuie să spunem că acest articol conține plasare de produse. Da. Politice, bineînțeles. Scrioșteanu, primarul. Da. Până acum, conform surselor, au fost executate lucrări importante, printre care forarea, armarea și tunarea, 1045 de piloni, mă gândesc, nu piloți. Păi, poate piloți. Tehnic să numesc piloți, habar nu. Noi zice așa. Din totalul de 1180 au fost montate 66 de grinzi din beton, din totalul de 490. Avem. Cam puțin, tehnicul. Da. De asemenea, la acest nod rutier, care asigură conexiunea pe care am mai pomenit-o, da? Sunt în curs de finalizare lucrările la elevații, fiind realizate în procent de 80%. Așa, da? Da. Tot pe lotul ăsta continuă lucrările de umpluturi pe toată lungimea autostrăzii, fiind realizate în proporție de 54%, precum și execuția saltelelor de balast și stratului de formă pe lungimea autostrăzii. Interesant este că antreprenorul a montat și pus în funcțiune instalație pentru producerea grinzilor de beton, asta da, și corect, aplaudăm și pe bune aici, da? Direct în șantier, ca să nu se mai piardă timp. Corect. Da? Da. Pentru a reduce costurile de transport și timpul de realizare a podurilor și pasajelor, după cum a mai zis și Scrioșteanu, asta da, asta este o idee de om care se implică și care îi stă capul la treabă. Da. Corect. Nouă ne stă capul la sărbători, că mai e un pic, ce să mai, gata. Și ne pregătim, te-ai scos acolo, esteți globule de praf, v-am mai zis că... Nu există praf pe globule tale. Aproape că le țin în vid. Nu există praf pe ele. Pe ele, la Mihai n-are timp să pună, că strânge bradul în iunie. Normal, când să pună praf. Nu, da. Nu, îl strâng până, am exagerat. Până în Paște. Deci atunci, aproape, da. Pleacă... Deci ăștia, undeva prin mai. Pleacă elfii și vin ăștia, iepurași. Iepurași. Oraș caut brazi. Da, doritorii pot suna la acest număr, ăsta e titlul. Da, din reporter Buzoian. Bă, interesant așa cum sună titlul, l-am luat și am zis, hai să vedem, să vi-l aducem și da. Ar mai fi rămas mai puțin de o lună, se spune în articol, până când lumina de sărbătoare se vor aprinde în municipiul Buzău și probabil în toată țara, iar primăria a început deja să se pregătească pentru această perioadă, care oricum va fi un picuț mai sărătăcioasă. Mai de austeritate, da, așa. Au zis oamenii, băi, umblăm la buget. Așa a zis Ciolacul, de-a lor Ciolacul, de acolo, de la Buzău. Buză? Păi da. În prezent, municipalitatea se află în căutarea celor doi brazi. Mi și închipui așa, știi? Ca scouterii la fotbal. Da, da. Se duc așa să mai întreabă lumea, n-ați văzut niște brazi pe aici? Aveți și noi nevoie de doi brazi. În fiecare an, viceprimarul Ionuț Apostu pe ăsta pică. Deci el a tras bățul scurt la faza asta. Este cel care se ocupă de problema brazilor de Crăciun. De fiecare dată el a reușit să obțină arborii de la cetățenii care locuiesc în oraș sau în localitățile din vecinătate.
Da, acționăm global, dar gândim global, dar acționăm local, vezi? Da, okay. Oamenii, se mai spune aici în articol și e foarte interesant, au renunțat la brazii falnici pe de o parte pentru că le provocau stricăciuni, nu știu, le mâncau găinile, mă gândesc. Da, așa fac, bradul ăla falnic e ca divorul. Da, mănâncă seara, se bagă în cotet. Da. Așa, orică le provocau stricăciuni, da, sau reprezentau un pericol pentru locuințele lor. Hai să zicem că ar mai fi de zis. Lasă-o că-i brăjeală. Da, iar pe de altă parte, pentru asta place cel mai mult, deci oamenii au renunțat la brazii din curte pentru că au vrut să ajute municipalitatea în luna sărbătorilor. Păi, în acest fel, niciun brad nu a fost tăiat din pădure. Da. Aici se zice că este singura chestie logică, știi, pentru care primăria cere ajutorul oamenilor să ia braz de la oameni ca să nu taie brad din pădure, da? Ci din curțile oamenilor, uite, dispus să renunțe la ei. Dar nu văd ce om întreg la cap ar vrea să renunțe la un brad. Care este un copac extraordinar. Și ăla crește mare și frumos așa în vreo 3-4 generații. Cum ar fi să am eu un brad de la... Adică, falnic, așa, da. Da, să mă chinui, să lucrez, să-l iubesc. Asta discut așa cu cei care înțeleg iubirea de natură. Și să-l tai, să-l dau primării. Da. Da? Sau nu că să-l tai. Nu contează în mâine să-l și uscat dacă l-aș avea în curte, eu la primărie nu l-aș da. Ori îl va fi amplasat în fața Palatului Comunal, unde odinioară se organiza târgul de Crăciun, așa, iar celălalt în Parcul Crâng, la Obelisc, unde nu a locație pentru târg, dar și pentru Roșelul Copilor din Buzău. Ok. Da. Asta e. În curând, în municipiul Buzău, vor ajunge și componentele sistemului de iluminat festiv și ornamentele de Crăciun. Edilii, atenție, fii atent că trec ăștia peste ciolac. Nu trec, da? Eu cred că nu. Anul ăsta, spun că anul ăsta Alea Trandafirilor va fi împodobită ca în povești. Alea Trandafirilor și atât. Da. Care are 5 metri. Nu știu cât o avea, că nu suntem de acolo, noi suntem din alt loc, de pământ. Dar vezi că n-au, mă gândeam, edilii spun că anul acesta Buzău. Da, orașul altceva. Sau măcar centrul orașului Buzău va fi podobit ca în povești. Nu. Vorbim de Alea Trandafirilor. Bun. Și asta pentru că, nu știu, o avea Alea celor trei trandafiri recunoscută acum. Marea Roșie asta, furia roșie a PSD care ocupă țara. Buzoienii care au un brad în curte și vor să-l doneze, încă o dată, atenție, așa se încheie articolul, pot suna la numărul de telefon, e un număr aici, sau să ia legătura cu viceprimarul Ionuț Apostol. Alo, domnul Ionuț. Am un brad pentru dumneavoastră. Gata, zice Ionuț. Te rog, eu nu-l da la altcineva, că-mi trimit băieții. Lasă-l aici, că da. Uite, mă, hai să închem cu o imagine de la Buzău. Să ne face și noi idee care Alea Trandafirilor și ce va fi împodobit așa ca de în povești. Ca povești. Ia, asta e Alea. Cum adică? Păi asta e Alea Trandafirilor. Nu, cred că e o... Păi băi, am luat reporterbuzea.ro. E coincidență de lume, e ceva. Că oamenii spun că asta e Alea Trandafirilor. Pentru că e scoarul ăla în mijloc cu trandafir. De-aia îi zice așa? Eu am luat de la reporter Buzuian, asta e poza. Bine, din nou, un unghi nefericit că din poza asta... Da, seara, mă pune ghirade de la un blog la altul. Pabar, n-am, nu știu, va fi, va fi frumos la Buzău de Crăciun. Da, da. Subțire. Prieteni, suntem Bubanu și Pali. Pe mâine, bye bye. Bye bye. Bubanu, Pali, mulțumim foarte mult. Doamnelor, domnilor, Start Alerta a ajuns la final. Eu sunt Cristi Georgescu și vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Vă doresc o zi excelentă în continuare. Pe curând.